Și în acest an, SQTV a fost prezent la Salonul Auto de la Detroit, cu intenția declarată de a vă ține la curent cu noutățile din domeniu. Am remarcat panta descendentă pe care se află acest salon începând cu 2008, altădată cotat cel mai important din America de Nord. Companii care au un cuvânt de spus în industria auto, precum BMW, Mercedes, Porsche, Jaguar, Volvo, Land Rover, Audi, Mini, Maserati, Ferrari, au decis să nu participe în acest an, ceea ce ridică serioase semne de întrebare despre viitorul acestuia. Organizatorii au anunțat deja mutarea salonului în perioada verii, începând cu 2020. Volkswagen a prezentat noul Passat 2019, destinat pieței nord-americane, noutate care constă în câteva retușuri estetice, o echipare standard mai bogată, precum și o paletă de opțiuni extinsă. Vechea platformă, lansată în 2012, a fost păstrată, spre deosebire de piața chineză, unde noul Passat beneficiază de noua arhitectură MQB. Transmisia și motorizarea rămân neschimbate, doar cuplul motor fiind mărit lejer. Am putut vedea și noul Arteon, deja disponibil în Europa, care în curând va fi oferit și aici. Cu Arteon, înlocuitorul Passatului CC, Volkswagen ne oferă o mașină premium, interesantă, disponibilă din păcate cu un singur motor și o singură transmisie automată în 6 trepte. Honda ne-a făcut o surpriză plăcută, prezentându-ne noul SUV denumit Passport, model ce se încadrează între CR-V și Pilot. Șasiul este împrumutat de la Pilot, la fel ca și motorizarea, cunoscutul și fiabilul V6 de 3,5 litri. Conform celor de la Honda, mașina probează capacități serioase pe orice tip de teren și remorcare. Noutatea notabilă absolută la GM a fost noul crossover Chevrolet Blazer, construit pe platforma C1, la fel ca GMC Acadia și Cadillac XT5. Propulsia este asigurată de un motor cu 4 cilindri cu aspirație naturală de 193 de cai putere sau un V6 de 3,5 litri și 305 cai putere. Ambele motoare transmit puterea la o cutie automată cu 9 trepte. Am rămas plăcut impresionați de calitatea asamblării și materialele utilizate, dar am fost mai puțin plăcut impresionați de scaunele din față, prea dure pentru a asigura o călătorie confortabilă pe distanțe lungi. După ani buni de la dispariție, Ford Ranger revine în America de Nord și umple golul din segmentul camionetelor ușoare. Conceput de către Ford Australia, camioneta nu este decât o cosmetizare a modelului T6, disponibil în afara continentului nord-american începând cu 2011. Singurul motor disponibil este o versiune cu 4 cilindri EcoBoost de 2,3 litri, al cărui principal atu rămâne consumul relativ redus de combustibil. Noul Ford Explorer a debutat la Detroit, arătând intențiile companiei americane de a-și păstra o cotă cât mai mare din acest segment în continuă creștere. SUV-ul va fi disponibil cu un motor în 4 cilindri, Twin Turbocharged de 2,3 litri și 300 cai putere sau un V6 Twin Turbocharged de 365 de cai putere. Ford ne asigură de reale capacități pe orice fel de teren. Am putut admira un superb și impresionant Ford Mustang Shelby GT500, care cu cei peste 700 de cai putere este capabil să înfrunte fără complexe un Chevrolet Camaro ZL1 sau un Dodge Challenger Hellcat. Jeep ne-a atras atenția cu modelul Wrangler, care pare să fie favoritul vecinilor din sud. Prezentare îngrijită, substanțial îmbunătățită comparativ cu generația anterioară. Confortul în condiții de utilizare normale s-a îmbunătățit, iar acum, pentru propulsie cu consum redus, se poate opta pentru motorul turbo de 2 litri cuplat la o transmisie automată cu 8 trepte. Un motor diesel și o versiune pick-up este așteptată curând. Kia a prezentat în premieră mondială modelul Telluride, un SUV de 7 locuri, luxos, bazat pe un șasiu modificat de Kia Sorento. Propulsia este asigurată de arhicunoscutul motor V6 de 3,8 litri, care livrează 291 de cai putere către o cutie automată cu 8 trepte. Hyundai Palisade este fratele geamăn al modelului Kia Telluride. Ambele modele vor fi livrate de către uzina Hyundai din Georgia, unde Kia asamblează modelul Sorento. Palisade este prezentat ca un model cu 8 locuri, ceea ce înseamnă că Palisade dispune de 3 locuri pe rândul median de scaune, comparativ cu 2 locuri la Kia Telluride. Regăsim la concernul Hyundai Kia aceeași strategie adoptată de General Motors până acum 10 ani, de a oferi mașini vasi identice sub branduri diferite, care în final a dus la dispariția unuia dintre gemeni. Noutatea absolută de la Toyota este mult așteptată Supra, o mașină cu un design inspirat și extrem de dorită pe acest continent. Mașina nu dezamăgește, să nu uităm că împarte aceeași platformă și motor cu BMW Z4 2019, cei 335 de cai putere propulsând mașina de la 0 la 100 de km pe oră în 4,1 secunde cu ajutorul unei cutii automate în 8 trepte.
GAC, al doilea producător chinez de automobile după Geely, a venit și în acest an la Detroit cu o gamă extinsă de vehicule, arătând intenții extrem de serioase pe piața nord-americană. Prototipul N-Trans, realizat de către centrul de design deschis în California, demonstrează nivelul competitiv la care au ajuns astăzi producătorii de automobile din China. Dacă planurile lor rămân neschimbate, în 2020 ar trebui să vedem primele GAC pe drumurile nord-americane. Am rămas cu impresia unui moment de răscruce traversat de către industria auto actuală. Manifestările din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu, apoi din aproape toate orașele mari ale României, au fost o reacție imediată la celebra și fatidică de acum ordonanță de urgență 13, născocită în plină noapte, în întuneric, de guvernul PSD-ALDE și menită să modifice codul penal, astfel încât zeci de nume grele, mai ales din PSD, dar și din alte partide, să beneficieze de iertarea păcatelor, atât a celor săvârșite până acum, dar și a celor viitoare. Grațierea și modificările codului penal nu erau anunțate pe ordinea de zi, fiind aprobate pe ascuns, în miez de noapte, de cabinetul Grindeanu. Societatea civilă a reacționat imediat, ieșind și protestând seară de seară în marile orașe din țară și din diaspora. În punctul culminant al protestelor, înregistrat duminică seara, la o zi după ce guvernul Grindeanu a abrogat OUG 13, România a adunat în stradă cei mai mulți manifestanți de la Revoluția din 1989 încoace, aproximativ 600.000 de oameni. Au fost astfel 300.000 de oameni în Piața Victoriei din București, 50.000 la Cluj-Napoca, 40.000 la Timișoara și Sibiu, 30.000 la Iași, 13.000 la Craiova, 10.000 la Brașov și încă alte mii în celelalte orașe. Rețelele de socializare au fost luate cu asalt de utilizatori, fiind principala sursă de mobilizare a celor care au ales să protesteze în stradă seară de seară în pofida timpului nefavorabil. Manipularea și dezinformarea au atins cote inimaginabile, unele televiziuni sau site-uri de știri prezentând materiale absolut halucinante și foarte îndepărtate de realitate. Românii par a fi deciși să meargă în continuare cu protestele, solicitând demisia guvernului pe care îl consideră compromis, dar și demisia președinților Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Cei doi sunt și liderii PSD și ALDE, formațiunile politice aflate la putere în România. Marțea Neagră, momentul adoptării ordonanței numărul 13 pe 2017 de către guvernul Grindeanu, a declanșat seria de proteste de la Montreal, la care au participat numeroși români. Protestele s-au desfășurat în fața consulatului român de la Montreal, unde protestatarii au cerut demisia guvernului Grindeanu, precum și retragerea ordonanței 13. La aceste proteste au participat români de toate vârstele, impresionantă fiind prezența tinerilor și a copiilor, dornici să susțină ideea de democrație și libertate în România, țara lor de origine. Românii au scandat lozinci anticorupție, antiguvern și anticomunism, încurajându-i pe cei din țară în lupta lor pentru un stat în care justiția să nu fie influențată politic și pentru o mai bună reprezentare europeană și internațională. Venim să manifestăm împotriva abuzului făcut de Partidul Social Democrat Român
este locul și partidul în care se ascund toate canalele fost comuniste, vechiul FSN, Frontul Salvării Naționale a fost o glumă proastă, ați continuat marea minciună și iată, au trecut 27 de ani, suntem la 7000 de kilometri de casă și am ieșit împotriva voastră, vrem să ne întoarcem acasă, vrem înapoi în România, nu mai vrem să fim străini aici peste hotare. Nu vrem să fim numiți emigranți, noi vrem să fim români la noi acasă, dar nu ne dați voie. Deci astăzi eu am venit să susțin România, generația noastră de tineri trebuie să fie, trebuie să știe ce se întâmplă acolo în România și noi venim să susținem poporul nostru. Chiar dacă noi nu suntem acasă, noi din Montreal încercăm să venim cu toată susținerea posibilă și România te iubesc și suntem alături de voi, vă susținem prin rețele și în fața la ambasada din Montreal, noi suntem cu voi și să nu pierdeți speranța. Partidului Social Democrat, că ceea ce fac ei este inacceptabil. Nu putem să ne întoarcem înapoi în corupție și în hoție și vrem să le dăm un mesaj ferm că noi suntem cu toții uniți. Deși protestele au fost anunțate public, niciuna dintre asociațiile românești de la Montreal nu a fost prezentă și nu a avut nicio luare de poziție. Ceea ce se întâmplă în România la nivel oficial se răsfrânge și în diaspora. Românii de pretutindeni vor o reprezentare oficială în spiritul valorilor democratice. Abrogați și demisionați! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Văzând ceea ce se întâmplă la noi în țară, am spus că nu pot să stau în casă. Chiar dacă nu mai am legături foarte strânse cu România, am bunici, am prieteni care au rămas acolo și am venit ca să fiu alături de ei. Jos corupția! Jos corupția de pretutindeni, nu numai la noi în țară. Mi se pare că e o chestie împotriva legilor umane. Să legalizezi crime, să legalizezi crime fiind într-o poziție de putere e mai grav decât un om care fură, un om oarecare. De asta am venit azi aici. Și voi veni în continuare când va fi organizat. Am venit astăzi aici pentru țara mea, am venit astăzi aici pentru România, am venit astăzi ca să punem stop hoției pentru că ne-am săturat, pentru că România merită mai mult și merită mai bun și merită ca noi să o apărăm și să o ajutăm. Astăzi am ieșit în stradă pentru că eu consider că România merită mai mult, pentru că guvernul nu reprezintă frumusețea poporului român și nu e normal să-și bată joc de noi în halul ăsta și vreau să știe românii din România că îi susținem și din depărtare și că o să fim mereu alături de ei. Abrogați și demisionați! Abrogați!
On est ici devant la toile de Carmen Smutniak, artiste peintre, dont le titre est La tourmente des sentiments. Or, il s'agit d'une œuvre qui est un festin visuel. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, toute la gamme chromatique. De plus, elle miroite par les mouvements une approche prismatique à l'art, à la toile. Il y a, certes, une symbolique médiévale par la richesse des costumes. À toute fin pratique, il s'agit d'une mise en scène, parce qu'il y a foncièrement dans l'œuvre de Carmen Smutniak un drame, d'où le titre « La tourmente des sentiments ». Il s'agit donc d'un drame psychologique qui se déploie par les formes, par les couleurs, par l'agencement de l'espace. Il y a, à toute fin pratique, une plénitude pictorale. Et l'ironie dans cette toile, qui est un tourbillon d'émotions, c'est que chaque personnage, ironiquement, se dévoile par les costumes, par les masques. Donc, Carmen Smutniak nous fait penser à l'opéra de Giuseppe Verdi, un bal masqué. On a ici toute l'opulence de la mentalité médiévale, où chacun prend son rang dans la société par les vêtements, par les bijoux. Et à la fois, la charge affective de cette œuvre, elle est d'autant plus forte parce qu'on a on a tout le spectre de la condition humaine. D'abord, quand on regarde le visage, ces jolis visages féminins, brillants même, mais en revanche, une tristesse certaine et des fois un regard malin, pour ne pas dire menaçant. En plus, pour équilibrer la toile, cette présence masculine dans les couleurs beaucoup plus ternes, de l'homme à la barbe, en brun, tout comme le monde animal qu'elle représente. Et en même temps, il y a une innocence symbolisée par ces colombes, par ces oiseaux blancs. Et tout le fond mauve ne fait qu'amplifier cette charge affective parce qu'à l'intérieur d'une seule et même toile, tout le drame de la condition humaine se dessine. Dans l'œuvre, La tourmente des sentiments par Carmen Smutniak, artiste peintre. We're here in the presence of Carmen Smutniak's painting La Tourmente des Sentiments, The Torrent of Emotions. How does one come to terms with what André Malraux wrote in 1933, his seminal essay, The Human Condition? Carmen Smutniak, through her art, impels us to come to grips and indeed to experience the human drama unfolding on canvas as she presents us with all the gamut of emotions that we experience
through color, through form, and indeed through her prismatic approach to painting. One cannot help but think of Giuseppe Verdi's remarkable opera, Un Bal Masqué, because here we're celebrating. We are in a ceremony. But this ceremony is not superficial, because Carmen Smutniak leads us to realize all the feelings that we experience. Joy, sadness. And then we look at the vacant gaze of this individual and the rather mysterious, if not malicious, face right here. But she counterweights this with the innocence of these doves, white doves that symbolize peace. And she reminds us through the horses of the animal kingdom. And so she's establishing a dialogue between humanity and nature through the vehicle of these creatures, horses and doves that symbolize nature, purity, innocence. But like John Milton's Paradise Lost, there is, overshadowing this painting, a certain threatening atmosphere, and somewhat Hitchcockian in certain respects, both beautiful and frightening, which to some extent explains this most evocative title of Carmen Smutniak's painting, The Torrent of Emotions. All that we experience in our lives, the feelings of joy, of ecstasy, of sadness, and even of grief, in one single painting, she has laid them all on the canvas. Carmen Smutniak.